creștere, dorința de uniformizare. Dar de ce uniformizare? În fond, întrebați-vă fiecare în parte. Preoții, 10 preoți la 10 biserici, țin aceeași predică? Nu. A, citesc aceeași Evanghelie? Da, pentru că este obligație de tipic. Dar predica este diferită, iar slujba cu aproximație începe la aceeași oră și stăte în aceeași oră. Deci, din punctul ăsta de vedere, în mine a vrut Părintele Șerbănescu, când a făcut o emisiune cu el, zic, nu mă provocați că spun lucruri care nu o să vă convină și nu vin de mână. Asta a fost bună în 1956. N-a fost bună. Că Babele n-au învățat notația asta. Babele au învățat practicarea orală a acestor cântări, cât a mai putut-o și ele prinde de înțăprit. Iar astăzi, mie mi-ar fi rușine să mă prezint cu ea, că Mihaiță stă la mine și mă pândește, dar nouă ne spuneți altceva. Am o comparație pe care o folosesc mereu. În timpul copilăriei mele, știu treaba asta, deci târziu am conștientizat, comuniștii au vrut desfințarea a orice rădăcină religioasă. Și atunci îi prindeau pe oameni unde? Acolo unde era. Nu le aducea drojdie de Paști, nu le aducea lămâi de Paști, nu le aducea nu știu ce în alt tip. Nu mai aducea tămâie. Și am asistat copil fiind și m-am mirat atunci, în copilăria mea, fără să înțeleg lucrurile, bătrânele tămâiau morții cu rășina de brad. Și întreb astăzi, când eu am văzut la atelierul de făcut tămâie, 20 de nuanțe de tămâie, de gardenie, de gladiole, de nu știu care, mai folosește cineva rășina? Asta este situația cu această carte. Sigur că ea e susținută oficial, este treaba celor care o fac. Repet, de data asta pot să spun și oricui, chiar întâi stătătorului. Jumătate din muzica, din etosul muzicii bizantine a fost distrus cu această reducere. Adică ar fi o aritmetică redusă, dacă vreți dumneavoastră așa, cu adunarea până la 100. Și faci matematică cu ea. Păi nu prea văd cum. Adică ieșirea din capcana asta a simplității, că despre asta este vorba, nu poate fi făcut, da, azi avem atâția tineri bătăioși, Mihaiță, deși el tot laud mereu, pentru că el a venit la acest institut, este un institut de muzică sacră făcută sub egida Bisericii Catolice, dar el este la școală la el, are obligațiile acolo. Dar își dă seama că îi trebuie să a descoperit această lume nouă și vrea să găsească deci drumul înspre ea. Ca să răspund la treaba asta, el nu vine de la portativ spre asta. Deci portativul nu ne mai poate ajuta la nimic. Portativul m-a ajutat pe mine. Eu doctoratul l-am făcut nu cu semne bizantin, ci cu portativ. Da, eu aș vrea să înțeleg și oarecare echivalență, dacă există. Și mi-ați spus, prin tot răspunsul acesta foarte amplu, că, efectiv, portativul îngrădește foarte mult, în timp ce această scriere, din ce am văzut și în acea gramatică, este ca interpretare. Complexă. Da, ca interpretare. Pentru că îmi lasă foarte multe libertăți, e adevărat că nu chiar de capul meu. Deci, ideea este, 4 ani de zile, cântând în fiecare zi 5-6 ceasuri, este imposibil ca să nu seteze calculatorul ăsta și treci prin examene. Nu te lasă cineva să poți ieși. Din păcate, ei au într-un fel apărare, mare apărare acum. Au dispărut modelele. Mă pot lăuda că sunt, cred că, eu știu, ultima generație care am mai prins marii psalți români, de la care am învățat acest meșteșug. Mi-aduc aminte chiar cu plăcere la mănăstire la Neamț, era un călugăr, era secretarul seminarului, el cânta de undeva să văd pe la polielei, dar asta însemna să stai pe la 1-2 noaptea. Directorul nostru era înțelegător și pe cei care știa ne lăsa. Dar la 1 noaptea, dacă a doua zi aveam o oră și trebuia să mă ascultam la greacă și la latină, mai îmi vedea mâna și am stat și l-am ascultat pe Chiril Arvinte. Deci dacă aceste modele, ei nu le mai au la această vreme. Nu au de unde să le scoate. Și atunci, ăsta este pericolul mare, m-ați provocat cu altă dată. Este pericolul să suprimăm procesul de românire de vreo 5 secole. Să mă duc să-mi iau model grecul care l-aveam și acum 500 de ani. În timp ce noi am avut, sigur, că acești oameni care au trecut prin filtrul simțirii românești. Scrie în timpul lui Constantin Brâncoveanu, o carte este la Academia Română, e cât masa asta, are 2000 de pagini, Filotei, Sinagă, Egipii, Psaltichie românească.
acolo este saltul mare. Da, dar în spatele ei, câți anonim ori fi cântat în limba română, fără să-și fi scris undeva gândurile și melodiile care le-au cântat. Părerea mea este, nu avem dreptul să anulăm această istorie, la fel cum nu avem dreptul să anulăm, eu știu, efectele de limba română. Este salutar, Academia Română a renunțat la a ține un purism ăsta al limbii. Și celor din mormânturi, viață dăruindu-le, că s-a spus literarii mai morminte. Da, dar uitați-vă ce melodii frumos. Și celor din mormânturi. Am deja sugerarea că aia, prin muzică, le arăt cum ies la suprafață. Cu silaba morminte nu-mi dădea, nu-mi îngăduia treaba asta. Și sunt mai multe, sau predomnul. Păi da, pe masă este ăsta, dar e pe masă. Dar nu l-au pe domnul aici. Pre trebuie să păstreze. Deci sunt niște elemente pe care, sigur, că cultura noastră le-a vehiculat și care, sigur, că ar trebui, după părerea mea, păstrat. Nu este mare postă, dacă, sigur, că sunteți interesați de treaba asta, îl rugăm pe Mihaiță într-o lecție viitoare, dăm un sfert de ceas să ne facă demonstrații cum se descurcă el cu această notație, nepornind de la portativ. Nici eu n-am pornit de la portativ. Ulterior, sigur că drumul meu a fost ales conștient de mine. Conștient, nu cred. Inconștient, da. Și, repet, doctoratul meu este făcut în muzica pe portativ și nu în muzica cealaltă. Deși, sigur că vă dați acum, nu mai încălzi să fac declarații, cât de dragă mi este cealaltă și cât necesită a fi investigată pentru a-i găsi resorturile, pentru a-i găsi rosturile. Mulțumesc frumos! Mă bucur de întrebări, de câte sunt. Aparent, așa s-ar crede că este un lucru foarte ușor. În fond, faceți efortul și lăsați la muzica cealaltă. 7 sunete sunt mașinate. Dar cu 7 sunete, cât se poate face din ele? Reduse la... sunt 7 sunete. Da? Dar din cele 7 sunete ajungem până la cele care nu au notele. Eu vara nu dorm. Aia nu are note. Aia are niște simțuri biologice neastâmpărate. Da, e minunat. Acum, pentru că tot m-a provocat fraza asta de regândire a neuitării limbii române cu rost și cu noimă, profit să reatrag atenția că poate reușim să facem un bastion al netraducerii aberante a expresiilor din limbi străine. Vă spuneam tot timpul am această obsesie să vă atrag atenția că premiul nu se duce la nimeni. Premiul nu se duce, se decernează. Toată lumea, la toate elementele, premiul se duce la, nu se duce nicăieri, premiul nu se duce. Price goes on este o problemă de traducere aberantă și tot împrumutăm. Lumea zice că limba e vie, dar treptat, prin această chirurgie mentală ne îndepărtăm de un filon care ne-ar da o specificitate. Ne-ar da o apartenență față de restul, ca un organic, ca și când ne place dintr-o dată că nu se mai poartă ficatul, se poartă pancreasul. Dar, în principiu, eu sunt cel de ficat. Eu trebuie să particip la întregul cosmos prin ceea ce eu am ca dăruire, ca istorie, ca să dăm la o parte 500 de ani sau 300 de ani de transformare și de rafinare este păcat, nu? Nu înseamnă că nu ne putem moderniza, dar nu, acolo e modernizarea. De-aia face distinție între globalizare și geomodernitate. Împrumutăm ceea ce ne ajută pentru a putea crea timp să ne dezvoltăm. Nu ca să ajungem mai automați, ca să facem, să ne facem o rezervă de timp ca să putem produce mai mult. Pentru cine? Pentru ce? Facem rezervă de timp ca să ne putem dezvolta pe noi? Mie pare rău că mi-a venit în minte acum treaba asta. Uitați-vă că toată lumea folosește aberant premiul ex aequo. Latiniștii știu, se numește premiul din cal. Pentru că nu este premiul ex aequo. Este premiul ex aequo. Adică doi egali și se dă premiul unuia. Dacă, sigur că și la case înalte se face premiul ex aequo. Premiul din cal. Asta nu se numește premiul. Mă scuzați. Așa este. Nu, ne trebuie asemenea probleme. Repet, diferența între vorbire și rostire, Tom, asta este înțelegerea profundă a unui filon care are o stabilitate. Seara, Alin. Care este rolul unei toace în zona muzicală sau non-muzicală derivată de zona muzicală?
Mulțumesc de întrebare, dar să știți că, să știți că stăm bună dimineață. Da. Eu este o lucrare, foarte bună lucrare, semnalele de toacă, a unei fete care este la muzeul la Suceava, Constanța Cristescu, uitați-o, este foarte interesantă. Eu am fost coleg cu ea și când și-a ales tema asta, am zis, ce ți-a venit cu Constanța, dar ce poți să faci tu din toată treaba asta? I-am făcut un referat pentru că în momentul în care a venit cu toată această lucrare și nu asta este, răspunsul dumneavoastră, pentru dumneavoastră este următorul. M-au chemat niște medici nemți să ia cartea ei și să facă înregistrări pe elementele din cartea ei pentru muzicoterapie. Și am spus, oameni buni, eu vă găsesc, dar tocașul nu este percuționist. Tocașul, înainte să plece cu toaca, are un canon de făcut cu mare iconarul. Iconarul nu vine de lângă țoiul cu țuică și s-a bucat de pictant. Nu, el are niște reguli, așa cum are și tocașul. Constanța m-a rugat, pentru că lucrarea se tipărește acum în Anglia, și m-a rugat să-i fac o prefață. Zic, Constanța, ești tipul de om, trebuie să găsești o idee trăsnet acestei prefață, altfel nu ți-o fac. Și dacă găsesc, ai bani să-ți găsesc această idee și răspund la întrebarea noastră, că asta era treaba. Și tot chinuindu-mă și mi-a venit la un moment dat, prin somn mi-a venit. Ucigă-l toacă. Deci, numai toaca este ce îl ucide. Și atunci toaca, da, este o armă, dar probabil că este categoric dependentă de mânuitor. Adică nu bătutul într-un lemn oarecare este semnalul de toacă. Și i-am făcut prefața și cred că zilele astea o să văd cum o să traducă ei în limba engleză ucigă-l toacă, pentru că prefața mea ajunge în limba engleză. Deci până la urmă e un instrument care susține slujba, are legătură cu zona muzicalitate. Este, dacă vreți, ceea ce înseamnă purificarea înainte de sacral. Deci tocașul înconjoară biserica cu opriri în diferite locuri, cu rugăciuni de spus în toate. De aici a apărut ucigă-l toaca. Deci biserica este curățată în totalitate de acest înconjur pe care îl face tocașul cu toaca. Ca și clopotul. Ca și clopotul. Da, da, corect. Aici, de fapt, se începe partea noastră de complexitate și aici mi-aș dori să ne putem apropia de problema respectivă, pentru că deocamdată civilizația modernă, foarte tributară unei abordări mecaniciste, nu înțelege încă dimensiunea spirituală, dimensiunea sacră, dar fizica cuantică care a adus-o în discuție și deja avem în experiențe care depind de subiectul uman, vedeți că știința, în principiu, ultimii 300 de ani s-a ocupat de fenomene reproductibile și independente de subiect. Deci, cu alte cuvinte, merge calculatorul acela și va merge în orice cultură, pe lângă orice apar, pentru că am externalizat o parte în universul ăsta, un artefact, care are această proprietate, să fie reproductibilă și independent de subiect. Dar asta e o mică parte în univers. Cine a făcut asta? Păi a făcut o conștiință umană, dintr-o parte mult mai sofisticată a conștiinței universale, într-o altă, într-o cu totul altă, în alt registru, în altă cheie. Când începem să ne apropiem și o dată cu cuantica asta am început să vedem relația observator-observat și infracțiunea dintre cele două, începem să înțelegem că pentru a dezvolta partea de conștiință, pentru a putea intra într-o dimensiune informațională de altă calitate, avem nevoie de niște elemente printre care și de un ritual. Vă dau un exemplu și v-aș ruga să legați următoarele evenimente sau fenomene. Se numește fenomenul, efectul sau fenomenul Zeno. E în cuantică, un fenomen interesant în care, în funcție de modul în care reproduc sau refac un experiment a cărui probabilitatea inițială era să fie jumate-jumate favorabil și într-un fel sau altul am experimentat în prima etapă una din variante într-un sens pozitiv, să zicem, treptat prin, dacă știu să repet experimentul respectiv și repet sistematic după un timp, acea probabilitate se biasează, se mută și devine pozitivă mai mare decât jumătate, deși fenomenul inițial era jumătate. Asta este un fel de interacțiune în care mintea, printre acea formă de trăire asociată faptului că iese și pozitivă, pentru că am verificat-o, condiționează spațiul și în subspațiu acela acea proprietate se întâmplă. Legată de repetiția, de aceea tot ce înseamnă mantră, tot ce înseamnă ritual într-o structură de tip zonă, cum este și biserica,
devine la fel de interesantă și zona care se fac experiențe de psihotronică sau experiențe de a înțelege legătura minte-materie, unde tot așa se condiționează mediul prin diferite forme de ritual. Acum începem să vedem și avem cu ce să vedem. Dar, repet, nu se pune problema să înțeleg acest lucru doar la nivelul, cum să spun, calculatorului sau să dau calculatorul la altă dimensiune. Este vorba de conștiință, om, dezvoltarea dimensiunii sacre, deci să redefinim, să ne reasumăm și acolo să facem cu toată tehnologia modernă puțină ordine. O altă problemă interesantă este toacă. Noi am făcut niște experiențe extrem de interesante de detensionare a unor tensiuni din probe epruvete sudate prin muzică de toacă. Exista și printr-o vibrație monocromatică. De exemplu, puneam un vibrator cu anumite frecvențe, mai aproape cumva de frecvența de rezonanță a obiectului ca să transfere energie probei sudate, care avea o tensiune inerentă în procesul de sudare, și să înlocuiesc cumva prin vibrație detensionarea prin a lovi cu ciocanul, cum se face de obicei, că se face sudură. Și s-a constatat în principiu că acea vibrație determină o detensionare brutală cu apariție de fisurare și de aceea, în general, detensionarea prin vibrație este evitată. Dar dacă luăm de vibrație, încep să am o ritmologie de acest gen, constat că până și materialul, paradoxal, se detensionează. Chiar și cuvântul detensionare e folosit și în partea de știința materialului. Detensionarea prin acest gen de ritmologie. Și atunci, automat, e interesant de văzut că sunt niște elemente universale de de-aia v-am spus atenție la ce se numește biosemiotică. E o dezvoltare profundă. Identificarea unor semne, de fapt și muzica și, alte, și orice configurație, de genul un pattern, un semn, dacă vreți, că ales să știu să-l citesc, să nu fie un semn inventat de un, ci un semn descoperit al Universului, care a accesat ca atare, declanșat niște procese. Sunt procese informaționale, nu sunt procese cauzale. Deci facem distinție între un proces cauzal și un proces informațional. Într-un proces cauzal, interacțiunea este dependentă de cauză și efect într-o relație de obicei de energie, cu cât energia mai mare, cu atât efectul este proporțional mai mare, într-o relație cauzală, pe când într-o legătură informațională, numai însăși pronunțarea cuvântului deja, deci